Drept salut și binecuvântare, vă citesc două versete din Psalmul 28. Binecuvântat să fie Domnul care ascultă glasul rugăciunilor mele. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. Prin ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns la dumneavoastră și dorim în timpul ce urmează, rugându-vă să deschideți Scriptura la Evrei, capitolul 12, să privim în Cartea Sfântă și din acest cuvânt, sub titlul unor cuvinte surprinse din versetul 1, să avem o dezbatere biblică în care să ne putem cerceta fiecare și să lăsăm pe Domnul să lucreze între noi. Aici, în versetul 1, apar la un moment dat următoarele cuvinte: să alergăm cu stăruință. Noi avem o țintă, vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Avem chemare cerească, scrie în aceeași epistolă. Dar de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția se ia cu năvală. A năvăli înseamnă a alerga. Și din cât îmi dau eu seama, se pare că din Germania până în Rai e ceva mai departe decât din România până în Rai. Și dumneavoastră trebuie să alergați mai tare decât alții. Vă mai reamintesc de asemenea faptul că noi nu mai trăim cât Metusala. Ca să avem sute de ani să ne pocăim, trebuie să ne pocăim în regim de urgență. Și întotdeauna când e vorba de lucrurile sfinte, Scriptura are un termen foarte exact: astăzi. Și dacă astăzi ne punem în rânduială și dacă la noapte vom putea să dormim liniștiți și Duhul Dumnezeu se va odihni peste noi, nu doar că mâine putem să avem o zi bună, dar putem să avem parte de un mâine etern, de un mâine fericit. Doamne, ajută-ne! Amin. Vreți să vă cercetați în această seară? Amin. Dar nu o să-mi spuneți că deja ați ajuns în Rai și nu mai e nevoie să vă cercetați. Încă sunteți în alergare, nu? Încă suntem pe drum? Și nimeni, zice Ahab către împăratul Siriei, din cei ce au încins armele, adică din cei ce au început lupta, să nu se laude ca cei ce le-au pus jos, ca cei ce deja au terminat. Care dintre dumneavoastră v-ați rugat în această seară ca Simon, Doamne, slobozește-mă în pace? Niciunul. Care ați putut să spuneți ca și Pavel, mi-am isprăvit alergarea? Niciunul. Așadar, alergarea încă ne stă înainte. Așa spune Scriptura aici. Alergarea ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință. Amin? Amin. Vreau în primul rând să observăm din versetul 1 un prim principiu care va determina alergarea noastră să se consume și să se finalizeze în condiții bune. Să fie, cum zice în 2 Petru capitolul 1, să ni se dea o intrare din belșug, adică nu să fim mântuiți ca prin foc, ci să avem o intrare glorioasă în împărăția lui Dumnezeu. Este scris aici ca un prim sfat. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un număr așa de mare de martori, adică sunt oameni care au sfârșit alergarea, ei sunt aranjați, raiul este asigurat, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să dăm la o parte ce? Lucrurile care ne împiedică și păcatele mărunte. Toate le-am introdus în aceeași categorie, pentru că sunt lucruri de care oamenii nu se tem tare și riscă să le comită. Fie că nu sunt păcat în sine, fie că sunt un păcat la care putem zice la o adică greșeală. Și astea sunt lucruri pe care oamenii adesea și le permit. Există, de altfel, trăim într-o vreme a permisivității, a libertății, ba chiar a libertinajului.
se consideră că evul mediu a fost caracterizat de constrângeri. Dar în modernism, în postmodernism, cu atât mai mult, fiecare este totu-i free. Libertate deplină. Numai că, fiind vorba de alergare, e tot una să alergi pe o pistă curățită sau să alergi pe o pistă în care spuse tot bagaje, moloz și alte lucruri care să stea în cale? E tot una să alergi cu o îmbrăcăminte comodă sau să alergi cu o îmbrăcăminte în care te deplasezi mai greu? Nu-i tot una. E tot una să fii sănătos sau să fii obosit, să ai febră musculară? Nu-i tot una. Toate astea, în plan spiritual, vreau să observăm ce pot să fie. Și vă prezint mai întâi o pildă spusă de Domnul, Evanghelia după Luca, capitolul 14. Nu știu dacă aveți scripturi, dacă n-ați uitat, citiți românește. Dacă folosiți scripturile, mi-e mai ușor. E cam greu să faci școală cu copii care n-au nici cărți, nici caiete. Dar încercăm. Luca 14. Citesc de la versetul 15. Unul din cei ce deau la masă cu el, cu Domnul, când a auzit cât de frumos vorbea Domnul Iisus despre împărăția viitoare, a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Cum să nu fie ferici să ajungi acolo? Și Domnul continuare a spus cam cum se poate ajunge, cum putem să finalizăm alergarea acolo. Să ai chemare și să te înscrii la timp. Dar scrie aici că atunci când i-a chemat, la versetul 18, unul l-a motivat: am cumpărat un ogor și te rog să mă ierți, nu pot să vin. O piedică materială. O altă piedică materială: am cumpărat 5 perechi de boi, nu pot, nu că n-aș vrea, nu că eu consider că n-ar fi ceva bun. N-a batjocorit invitația, dar a avut o piedică, n-a putut să meargă. Un altul prezintă o altă categorie de piedici, versetul 20. Tocmai acum m-am însurat și apare expresia aici: de aceea eu nu pot veni. Eu altfel aș veni. N-am nimic împotrivă, sunt de acord, îmi place. Culmea este că lucrurile care pentru noi ar trebui să fie binecuvântare, uneori devin piedici. E binecuvântare să ai un ogor, nu? E o binecuvântare să ai o casă, să ai o grădină, să ai un loc de muncă, e o binecuvântare, nu? Să ai 5 perechi de boi sau o mașină, nu știu cât, ca ai putere, nu? E o binecuvântare. Dar asta uneori te poate împiedica să n-ajungi la adunare, să nu ai timp să te rogi, să nu-ți faci vreme să citești în Biblie și te împiedic. E o binecuvântare să te căsătorești, nu? La vreme, câți nu-și doresc asta. Dar se poate întâmpla ca cei dragi să te împiedici și să nu ai timp de lucrurile sfinte. Da, spunea Domnul, Luca 14, versetul 26, dacă vine cineva la mine, și uitați-vă cum i-a spus aceste lucruri, versetul 25, celor ce mergeau după el. Dar sunt unii pe care nu-i lasă tata, pe alții mama, pe alții nu-i lasă nevasta, poate pe alții nu-i lasă bărbatul, copiii. Și degeaba au început, că nu pot să sfârșească, fie turnul, fie războiul, fie alergarea, toate sunt comparații ale aceleiași lucrări. Dumneavoastră ați depistat care sunt de regulă lucrurile care vă împiedică? Sau nu le-ați observat? Dumneavoastră n-aveți lucruri care vă împiedică. Săriți peste toate obstacolele. Doamne, bine ar fi. Numai că uneori aceste obstacole ne stau în cale. Știți să le dați la o parte? Asta este primul principiu. Să dăm la o parte. Toate bunurile materiale și toți cei dragi sunt buni pe margine, nu pe mijlocul căii. Mai întâi trebuie să căutăm împărăția. Tuturor lucrurilor bune, spunem, stați la o parte. Lăsați-mă să ajung în rai, că dacă nu rămân cu voi. Tuturor celor dragi să le spunem, lăsați-mă să mă ocup de cele sfinte de sufletul meu, pentru că voi altfel nu mă puteți ajuta. Bancă, voi contribui și eu să vă împiedic pe voi.
Undeva aici în diaspora românească, într-o duminică dimineață, o soție zice către soțul ei: auzi, nu mai mergem astăzi la adunare, că nu mi-am terminat toate lucrurile, copilașul e puțin răcit și nici mâncarea pe amiază nu e chiar gata. Dar soțul, care o cunoștea, și-a dat seama că ea nu vrea să meargă în dimineața aceea. El și-a dat seama că așa ceva nu-i bine, se poate forma un obicei prost. Și a zis: bine, dar acasă ne putem ruga? Da, sigur, acasă, cum să nu, noi suntem credincioși, a zis, de duminică. Și când s-a făcut ora începerii slujbei, el a chemat-o, zis: lasă-le pe toate, îl dă paragazul la minim, vino aici. Copii, haideți și voi aici. S-a rugat și ca la adunare, început frumos, au cântat, s-au rugat și a crezut că e gata. Vroia repede să lepede baticul, cum le vine greu la unele surori să-l poartă. Și fratele zice: nu, da, stai, mai cântăm o cântare. Știi că se mai face apoi o rugăciune pentru adunare, noi nu ne rugăm pentru frați. Hai să ne rugăm. Apoi zice: dar știi, rugăciunea treia e pentru bolnav și bunica ta e bolnavă și nu vrei să ne rugăm și pentru bolnav. Hai să ne rugăm. Toate cu câte o cântare, la care el zice: dar nu vrei să-și mulțumim Domnului, nădejdea că ne ascult. Hai să mulțumim. La care el continuă: dar nu vrei să citim și textul din calendar. Nu citești. Și se apucă el să predice. Și da, copiii, voi nu aveți și voi un verset, ceva? Și deja se făcuse ora 11, la care ea îi zice: apoi decât să te fii auzit numai pe tine să predici, mai bine mergeam la adunare. La care el cu înțelepciune zice: duminica viitoare și altă dată așa facem, nu mai rămânem acasă, că totuși e mai bine. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele dumneavoastră și nu le lăsați acasă. Numai faraon propune să meargă numai bărbați. Noi vrem să alergăm toți cu stăruință încă. Așa că face-vi timp. Pentru că nu știu cum se face că de mâncare ne facem timp, nu numai să o gătim, dar și să stăm să o consumăm. De somn sigur ne facem timp, că dacă nu ne ia cu asalt. Ca să nu mai zic că poate uneori ne facem timp și de alte lucruri care sunt mai nefolositoare. Faceți timp întâi de lucrurile sfinte. Dați la o parte piedicile. Și nu lăsați pe nimeni din cei dragi să vă împiedice să alergați. A te ruga înseamnă să sporești în lucrurile sfinte. Stăruiți în rugăciune. Asta înseamnă stăruiți în alergare. Activitățile sfinte ne dau aripi. Dar altfel devenim cu aripi de plumb. Și diavolul, știi ce așteaptă? Să te slăbească spiritual, să te prindă cu lucruri mărunte, că păcatul te înfășoară așa de lesne. Este ca în povestea aceea cu ața. De ce e o ață, cât e o ață? Dar dacă înfășori de 100 de ori, te mai smulgi dintr-o ață. De ce e un ful de zăpadă, dar dacă se face un omăt, mai merge locomotiva? De ce e asta? Mare lucru. Feriți-vă de expresii de genul acesta. Asta să fie păcatul cel mai mare. Ascultați-vă ce vă citesc un verset din Biblie, Evanghelia după Matei, capitolul 5. Versetul 18 și 90. Că adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, au mandat, au timp, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, dați-vă în valoarea oricărui paragraf din Biblie, oricărei litere. Cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, cine va face cea mai mică greșeală e ultimul admis în rai, pe care se trage linie. Să-ți permiți să faci greșeli din astea? Care o strică pe cea mai mică e ultimul. Nu risca. Nu te juca. Pentru că diavolul ar vrea să ne prindă așa cu câte o slăbiciune. Poate numai un sport. Mi-a spus o dată la un băiat:
mai obișnuiau să lipsească de la adunare, mai cu seamă când erau competiții sportive. Zic, măi băiete, nu-i bine, măi. I-am spus și la părinți și au auzit și ei. Și la un moment dat el, un adolescent, așa îmi spune, cu sinceritate, uneori copiii îi ajută pe părinți să se mărturisească. Zice, frate, numai tu ne spune, că spun eu drept. Mie îmi place fotbalul, la tata boxul și la mama patinajul. Și când sunt olimpiade sau întreceri sportive mai importante, oricum suntem foarte legați de asta. Și păcatul te înfășoară așa de lest. Poate se pare că nici nu sunt păcate. Deși rețineți, sportul este așa de împletit cu faptele firii pământești, încât nu lipsește una de acolo. Una nu lipsește. Știți cum începe lista aia Galateni 5 cu 19 în continuare, la 21? Sunt trecute 4 păcate imorale. Dar spuneți-mi, vă rog, în sport nu există atâta provocare pentru trup? Apoi apar o listă de multe legate de certuri, de partide, pisme, dușmănii, certuri. Nu sunt toate astea, nu se regăsesc în sport? Beții, imbuibări, toate legate de întreceri sportive. Să așa de țesute faptele firii pământești în sport încât, spunea un tânăr de la Cluj, îl cunosc, niște băieți au zis odată, auzi, hai să jucăm și noi un fotbal, să ne mișcăm puțin. Bă, dar, zice el, dar altă activitate mai interesantă nu găsim. Da, dar puțină mișcare. Să nu confunda sportul cu educația fizică. Educația fizică e sănătoasă. Munca ar fi și mai sănătoasă, dar poate unii stau la bloc și n-au unde munci. Ce să facă, să escaladeze bloc? Să măture? Nu pot. Una este educație fizică și alta e sport competitiv. Dacă tot vreți să vă mișcați, de ce trebuie să jucați pe puncte? Păi nu are miză. Adică nu poate să fie animată firea pământească. Dar zic că punctele vă ajută la mișcare? Știți unde mișcă punctele? Care nervii mișcă? Nu de aici, unde ai tu nevoie pentru sănătate, de aici, numai că îi mișcă nu în sus. Mișcă în jos, cad indicatorii spirituale. Și fratele ăsta și-a văzut, și-a dat seama că tinerii aceia nu au mai multă maturitate și a zis, bine, eu vin cu voi la fotbal. Dar trebuie să ne silim acolo să fim pocăiți. Dar frate, să nu mai pocăiți, niciun nepocăit între noi. Gat, bun, eu nu știu fotbal, dar știu pocăiți, eu arbitrez. Au intrat pe teren, n-a trecut câteva minute unul, băi, tu ești cu el în echipă, ce, tu ești cu mine? Certuri de partide, pe margine. Alții zice, băi, nu ești în stare. Orice strigare să piară, dădea cu versetul, pe margine. În 15 minute a rămas el și un portar, care era mai tăcut. Și a zis, dacă în 15 minute ați făcut atâtea păcate, dacă vă lăsam să jucați 90? După aceea chiar că trebuia să vă trimit la mărturisire, nu? Dragii mei. Să dăm la o parte piedicile și păcatul care ne înfășoară? Așa de lest, aparent. Zicem că facem mișcare și când acolo ne-am trezit, cu un scandal în toată regulă. Că așa funcționează păcatul, e colorat. Diavolul este înșelător, niciodată nu are firmă în nume propriu. Nu. El umblă numai mascat, deghizat, și vrea să înșele. Domnul să vă dea biruință. Să puteți alerga, să vă fie culoarul liber. Principiul numărul 2. Evrei capitolul 12, citim versetele 2 și 3. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Care pentru bucuria care le-a pus înainte. Și acum enunț principiul, a suferit crucea. A disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului Domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă culoarea minte la cel ce a suferit. Reapare acest cuvânt din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare.
A suferit crucea. A avut o suferință așa de mare. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Pericolul numărul 2, să nu cazi de oboseală în această alergare. Viața de credință nu e alergare la 100 de metri, dacă am vorbit de sport. E maraton. Nu e 40 de kilometri, poate e 40 de ani. Și să alergi, să alergi. Și uneori ne întâlnim după zeci de ani sau întrebăm, auzim, ce face fratele sau sora? A căzut. Dar de ce? Căzut de oboseală. Ce frumos este să închei cu bine. Zice un vers, dacă sfârșitul e fericit, frumos e tot ce ai făptuit. Dacă sfârșitul e rușinos, zadarnic ai pornit frumos. Nu te ajută absolut cu nimic un început glorios. Vorba aceea, decât început de vulturi și sfârșit de cioară, mai bine toată viața porumbel. Să fii, dar să fii și să rămâi. Să nu cazi de oboseală. Și am întâlnit în slujba pastorală, în consilierea oameni care spun, nu mai pot, renunț. Au căzut de oboseală. De ce? Trebuie să ne împăcăm, fie de la început, fie pe drum, cu această idee că în drum spre cer avem de dus o cruce, avem de suferit din partea păcătoșilor, din partea lumii, care ne urăște. Asta e regulă generală, comunism, necomunism. Da. Domnul Hristos n-a promis ucenicilor săi decât două lucruri, cruce și coroană. Și la pachet. Dar se servesc în ordine. Întâi cruce, apoi coroană. Cruce pe drum, coroană la sfârșit. Dar crucea se poartă zeci de ani și coroana se poartă o veșnicie de ani. Merită asta? Amen. Sigur că merită. Apostolul Pavel îi dă ca exemplu pe sportiv că se luptă pentru o corună care se vestejește. Cât rămâne cu medalia? Până la următorul concurs, nu? Și gata. Dar zice el, noi o facem pentru o corună care nu se vestejește. Noi avem parte de o moștenire nestricăcioasă, zice în 1 Petru capitolul 1. Se merită, frați și surori. Dar trebuie să ne împăcăm cu această idee a suferinței. Spunea Domnul Hristos, citesc din Evanghelia după Ioan capitolul 15, referitor la raportul, la relația dintre noi și lume, versetul 18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră? L-a urât fără temei. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Nici nu-i de mirare că avem de-a face cu diavolul și cu lumea care e sub influența lui, pentru că noi mergem spre cer și diavolul este aruncat din cer. Și bine spunea cineva, dacă încă nu te-ai confruntat cu diavolul niciodată și nu ți-a ieșit în față, înseamnă că mergeți în aceeași direcție. Dar de îndată ce mergi în direcția bună, el îți va sta împotrivă. Dar n-are ce să face decât să fii batjocorit, sunt vremuri în care sunt persecutați. Noastră știți că în anii aceștia au fost mai mulți martiri pe pământ decât în perioada primelor secole? Biserici întregi, în Nigeria, în general, în lumea musulmană, au fost distruse. Frați și surori martirizați. Femei zdrobite, familii frânte. Și toți aceștia sunt frații noștri. Din secolul 21, nu din secolul 1, 2 sau 3. Noi nu ne este greu ca și lor. Dar și noi avem crucea noastră. Și noi trebuie să știm că trebuie să suferim această prigoană din pricina lumii. Dar știți când ai parte de aceasta? 2 Timotei, capitolul 3. Și acum vă puteți verifica dacă alergați pe direcția, pe pista corectă. 2 Timotei 3, citesc versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dumneavoastră sunteți prigoniți?
Dacă nu sunteți, înseamnă că nu sunteți evlavioși. Nu există altă interpretare și altă variantă. Galateni, capitolul 6. Citesc de la versetul 12. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, păcătoși, evident, vă silesc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Dar noi la ce trebuie să ne uităm? La plăcerea oamenilor și să ne punem bine cu ei sau la crucea lui Hristos și să ne asemănăm cu El? Păi simplu, nu? Pentru că scrie și în versetul 14, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva. Poftim, hai să vedem cu ce se lauda Pavel. Cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce simplu să te lauzi că Domnul a stat pe cruce, dar tu să nu fii pe cruce. N-are nicio valoare crucea Domnului Hristos dacă n-a reușit să te răstignească și pe tine. Da, ascultați-mă, vă recitesc. Prin care eu sunt răstignit, lumea răstignită față de mine și eu față de mine. Aceeași epistolă 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Când a fost Hristos răstignit în afară de tâlhar, cine a mai spus, Doamne? Când ești răstignit, când trăiești în evlavie, numai frații te vor aprecia. Și tu îi vei aprecia pe ei și zice Psalmul 16, sfinții evlavioși din țară sunt toată plăcerea mea. Dar lumea cum va privi spre tine? Te va respinge, te va repudia, nu te va înțelege. Diavolul nu-i va lăsa în pace și vei fi prigonit cel puțin în cuvinte, în privire, vei fi disprețuit. Și să nu te aștepți la altceva. Dacă trăiți o pocăință pe care lumea o apreciază, n-are nicio valoare asemenea pocăință. Rețineți. Uitați-vă cu băgare de seamă la cel ce a suferit și urmați-i modelul. Domnul Hristos a fost suficient de înțelept și ar fi știut cum să vorbească pentru ca să se pune cu buna cu ei, am spune noi. La fel și noi am putea să fim suficient de diplomați și când cineva întreabă, tu de ce nu bei? Tu te poți scuza să spui, mi-a recomandat medicul și eu țin la sănătate. Că să fie apreciat, nu? Ești bio. Și asta e ceva ok. Dar de ce n-ai avea demnitatea să spui mai ceva decât fiul lui Recab? La aceea le-a poruncit tata să nu bea. Nouă ne-a poruncit Dumnezeu ca preoților care intră în slujbă să nu bea ca să fie lucis la minte, Levitic 10:10. Ai avea demnitatea să spui asta. Ai avea curajul să spui, auzi, de ce te îmbraci așa? Spui, eu cred în ceea ce se numește în societate familie clasică, într-un Dumnezeu care a vrut ca bărbatul și femeia să fie structurați diferit, hormonal, fizic, îmbrăcăminte. Cred că este... Apără-te, prezint, scuză-te frumos cu Scriptura. Și ai tăria să spui de ce te rogi, de ce nu participi împreună cu ei la același potop de desfrâu. Sigur că vei fi batjocorit. Dar dacă vrei să nu fii batjocorit, te duci și tu la distracție, te duci și tu la festivitatea aceea, la festul respectiv și ai scăpat de prigoan. Îmi spunea un frate de la noi din Arad că patroana șerba ceva ziua și el lucra ca magazioner, gestionar și a chemat pe toți angajați. Nicule, vino și tu. Ce nu vin? Măi! Și a început să-i spună câteva așa, soțul ei, că amândoi erau patroni, a fost mai gentil. Nu vrei, nu vrei. Dar ea a fost întărătată, cum să fie jignită. Și l-a spus, Doamnă, vă respect, dar eu am o înțelegere, știți că sunt pocăit. Nu aduc ofrande de ziua nimănui. A doua zi când l-a văzut la lucru, a zis, scuză-mă că eram fost cam dură, dar dacă tu te superi numai pe mâncare și nu pe lucru, e bun pentru noi. Și a încheiat discuție. Acum, dacă tot am amintit asta, să nu vă las în încurcătură, știți că zilele de naștere în antichitate se serbau numai pentru regi?
Dar știți de ce? De ce numai regii serbau zilele de naștere? Fiindcă serbarea unei zile însemna ofrandă pentru zei și numai regii erau socotiți zei. Citiți în Exod. Faraon era socotit un zeu, de aceea Dumnezeu a spus lui Moise, te fac pentru Dumnezeu, pentru Faraon te fac Dumnezeu. Așa ca să vorbesc de la egal la egal. De-abia din evul mediu, nemții dumneavoastră au trecut să serbeze zile de naștere și pentru copii, dar până atunci, repet, asta a fost o ofrandă rezervată zeităților. Ca de altfel și sportul. Studiați din istorie, olimpiadele care apar în secolul VIII înaintea noastră au fost o ofrandă adusă zeului Olimp. Cum de altfel toți mari sportivi sunt socotiți idoli? Un cuvânt care ne-ar fi greu să-l pronunțăm, nu? A spune, stai că Dumnezeu e gelos. Așa că nu uitați și acest al doilea principiu, dragii mei, acceptați să suferiți afară din tabără împreună cu Domnul Hristos. Că noi nu avem aici o cetate stătătoare, scrie în Evrei 13, noi suntem în alergare spre cea viitoare. Trecem și noi prin cetatea asta, muncim cu ei, învățăm cu ei, numai că noi suntem ca și creștinul prin bâlciul deșertăciunilor. Drumul nostru este înspre împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi țara noastră aici, ne-am oprit cu ei la chef. Dar noi încă n-a ajuns vremea să fim așezați la masă. Când vom sfârși alergarea, atunci va fi adevărata bucurie. Și zice un vers... Aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt. Vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Numai că atunci când toate planurile îți cad din două raiuri, mai rămâne un iad. Doamne, fie-ți milă de noi. Și ajută-ne să alergăm. Dar știi ce înseamnă să alergi? Să nu mai stai pe gânduri că îmi țin ziua sau nu mi-o țin. Întâi accept să fiu rege sau lasă până când te va face Domnul cu adevărat rege. Zilele onomastice sunt o ofrandă adusă cultului morților. Asta este o altă chestiune. Sau lumânările de pe tort au de face cu zeul lunii din mitologia greacă. Asta e alt capăt idolatru. Așa că oricum o pui, nu șade în picioare. Se răstoarnă și dea Domnul să se și spulbere și dispară. Iar dacă e vorba de zile pentru Domnul, poți ține câte vrei. Poți să chemi pe frați. Să nu ieși de săraci, poți să te aduni, poți să mănânci, nicio problemă, nu, să nu te îmbui, dar rest, nicio problemă, să știi să trăiești și în belșug și în lipsă, nu este asta o problemă. Și n-au ei mai mare bucurie decât atunci când ne adunăm noi numele Domnului. Noi nu pierdem, chiar în timpul alergării noastre ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că știm ce ne așteaptă la sfârșit, slăvit să fie Domnul. Un al treilea principiu pentru ca alergarea noastră să se duruleze în bune condiții, în seara asta mi-a scăpat să mă uit la ceas când am început. Și când a uitat predicatorul să se uite când a început, e bine să uite cei din sală când termină. Dar asta nu înseamnă că vom sta peste măsură aici. Avem limitele noastre și noi care predicăm și dumneavoastră care ascultați. În versetul 4 este scris așa, voi, poate pentru dumneavoastră nu e valabil exact cum e scris aici, Pavel scrie asta la evrei, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dragii mei, pericolul cel mare nu-i dat de lucrurile și de oamenii de lângă noi, nici de lumea care ne înconjoară, știți unde e pericolul cel mai mare? În însăși ființa noastră. De aceea Domnul a încheiat spunând, cine nu urăște pe tată, pe mamă, știți cum se încheie acolo? Ba chiar însăși viața lui. Și scrie în Luca 9:23 foarte frumos. Apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, asta e prima, asta e cea grea. Apropo, fac aici o mică paranteză. Vedeți, fiți atenți ce traducerea Bibliei citiți. Știți că în ultimele traduceri ale Bibliei, în mod special cele din limba engleză, sunt până la 1000 de versete lipse sau falsificate? De exemplu, în ultimele traduceri englezești, americane. Știți cum sună versetul ăsta? Ascultați-mă.
Apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să vină după mine să mă urmeze, scurt, fără lepădare de sine și fără cruce. Așa sună acest verset în ultimele traduceri. Dar sunt alte versete, pauză totală. Până la 1000 de versete sunt lipsă. Lepădarea de sine. Adică fiecare dintre noi ne place ceva și diavolul știe unde suntem slabi, așa-i? S-ar putea să avem domenii unde suntem biruitori, să spunem ca tânărul bogat, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, n-am avut probleme, alții pot să spună, din copilărie. Și te-ai gândit că dacă avem de-a face cu un elev care la toate are nota 10, numai la o materie n-are notă, cred că și acolo o să ia nota 10, s-ar putea cu materia aceea să nu treacă clasa. Și am zis, domnul, să mai lipsește un lucru. Și când l-a lovit, unde l-a atins? La inimă. Du-te, vinde tot ce ai. Asta nu se cere la toți. Dar în cazul lui, se impune asta. A putut să o facă? Nu. Zicea un bătrân care s-a dus la un medic să-i reînnoiască permisul de portarmă, avea peste 80 de ani. Vânător din tinerețe, pădurar pare mi se. Ce medicul, nu mai pot să-ți reînnoiesc permisul, nu mai vezi bine, nu mai ai echilibru la mâini. Mi-a dat, ești un pericol. Trebuie să renunți la pușcă. Zice bătrânul, la pușcă să renunți? La babă poate, dar la pușcă nu. Nu știu ce vă place, dar acolo unde e ceva ce-ți place, ești mai slab și acolo trebuie să te lupți până la sânge, să zici, mai bine mor, dar nu mai păcătuiesc. Că oricum dacă păcătuiești, mori. Plata păcatului este moarte. Și scrie în continuare acolo ceva, ați uitat, versetul 5, sfatul pe care vi-l dă ca unor fiile, nu disprețui pedeapsa Domnului, suferiți pedeapsa, zice versetul următor. Adică oricum ajungi să te doară, dar n-ar fi mai indicat să te doară prin înfrânare, prin controlul ființei tale și să nu cedai în fața păcatului? N-ar fi indicat să strigi, nu când te doare fizic și cu atât mai puțin atunci când cineva te-a jignit. Rabdă asta, face bine la răsplată. Atunci când simți că ești slab în fața unei ispite, trebuie să te lupți. Și cum să te lupți? Până la sânge. Îmi povestea un frate în județul Hunedoara, era un necredincios și vine un prezbiter din localitate și zice, dumneata ai microbus cu 16 locuri, hai du-ne la evanghelizare la Petroșani. Măi, dar am de lucru în gospodărie, las că vine mâine cu doi frați și-ți termin toată treaba. Ia-și pe doamna și hai la adunare. El, șofer pe tir, fumător, în timp de 2 ore trebuie să iasă afară să fumezi de 4 ore. La urmă, fratele care l-a invitat, îi zice, hai încoace. Și îl prezintă la predicator. Zice, uite, un pocăit de la noi din sat, dar cam miroase a țigări. Măi, zice, așa mi-a fost de rușine, ăștia oameni îmbrăcați frumos, curați eu. Pe moment m-a apucat o ură pe țigări, am băgat mâna în buzunar când m-a despărțit de ei, am scos pachetul cu brichetă, cu tot, l-am pus la roată, la microbus și m-am suit la volan să trec peste ele, să nu mai fumez în veac. Când a ajuns acasă, spus o să facă o cafea, el întotdeauna servea cafea numai afară ca să fumeze, nu fuma înăuntru între copii. Și al vede că își bea cafea în casă și doar nu te pocăști, nu mai fumezi, o vedea, zice el. Din seara aia n-a mai fumat, a hotărât să se pocăiască. Și imediat după aceea, frații au anunțat la adunare zile de post. S-a apucat și el să postească, om la 43 de ani, el personal mi-a povestit. Băi, pe la ora 10, dureri îngrozitoare de cap. Băi, om în toată firea sănătos nu pot posti. Nici vorbă să mai poată duce postul. A făcut probă în altă zi să bea cafea, dar să nu mănânce. Până seara n-a avut probleme. A făcut probă în altă zi să mănânce, dar să nu bea cafea, dureri de cap. A, te-am prins, cafeaua. Măi, m-am putut lăsa de țigară și nu mă pot lăsa de cafea.
Și îmi povestea fratele 10 zile și 10 nopți, m-a durut capul îngrozitor. Am zis, mor sau trăiesc, nu mai beau. S-a și mutat în altă cameră, deranja soția, se întorcea noaptea de pe o parte pe alta. A plâns, s-a rugat și a spus, Doamne, mi-a ajutat să mă las de țigări, să mă pocăiesc. Nu pot să duc o zi de post pentru că nu sunt în stare să postesc pentru cafea. Și într-a 10-a noapte, pare mi se, în timp ce se ruga, a auzit ca o pocnitură. Și a trecut durerea de cap. Și a zis, Doamne, cred că mi-ai dat biruință. Și îmi povestea fratele, de atunci sunt peste 10 ani. Dacă trebuie să beau o cafea, o beau. Dacă nu mai beau o săptămână, nu o beau. Dacă nu mai trebuie să o beau o lună, nu o beau. Dacă trebuie să postesc, pot să postesc oricând. Că s-a luptat până la sânge. A zis, mor sau trăiesc. De asta scap. Dar dacă tu ești mai nervoasă, mai nervos de felul tău, să spun, la bărbat, sau una mai isterică de felul ei și încearcă să se scuze, eu sunt pocăit, așa și eu când mă enervez. Apoi de asta trebuie să te vindeci. Că dacă suferi cu inima, degeaba te lauzi că ai picioare bune. Că ai putea merge pe jos până nu știu unde. Tu de inimă trebuie să te vindeci. Și aici trebuie să iei tratament, nu? Fiecare să se lupte, trebuie să-și depisteze păcatul, slăbiciunea, boala și tratament, frate. Nu mă las până nu voi fi biruitor. Încercați cu post. Și tot mereu. Era vremea comunistă, un frate în Timișoara, când s-a pocăit, a postit peste 10 zile. Și se duce la un bătrân și zice, frate, e gata, zice. Mi-a murit firea pământească. Nu m-am nici o înclinație spre păcat. Îți dai seama, de-abia se mai ținea pe picioare. Frate, eu zic, băi, oprește cu postul, că te deshidratezi, trebuie să postești cu măsură. Și put să bea, așa să-și revină. Și peste câteva zile merge și plângând, plânge, zice, frate, nu a murit firea pământească. A mea are și spit. Și ce înțelegi de aici, zice bătrânul? Că dacă postesc, o țin mai ușor sub control. Stabilește de câte zile de post ai nevoie, nu? Pe săptămână, vezi de câte rugăciuni ai nevoie ca să fii biruitor. Altfel, vei fi înfrânt de păcat. Un frate din Arad locuia în Viena, a fost mare gangster, bandit, nu glumă, imoral, bătăuș, la 36 de ani a căzut în cap, l-a operat câțiva medici pe semnătură și au spus ori rămâne infirm, ori îi sunt afectate corzile vocale, era frânt gâtul printre altele, n-a rămas nici infirm, nici nu-i trebuie microfon, așa voce are. Dar spuneau ceilalți, omul ăsta n-are cum să se pocăiască, a fost prea stricat, baculmea, că fusese botezat pe la vreo 17 ani. Și ar fi fost un motiv în plus să crezi că n-are cum. Și eu am stat la el în perioada aia vreo 3 săptămâni. De atunci sunt 14 ani. Omul e credincios, are familie, e pe poziție, se ruga 3-4 ore pe zi. Și citeam Biblie 10 de capitole pe zi. Și mi-a povestit spunând, dacă o las mai ușor, iar mă scap. Regim! Cum zice în Apocalipsa 3:19 cei din Laodicea, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Domnul să vă ajute să vă luptați. Amin. Cu zile de post. Că doar nu o să crezi că poți să-ți înfrânezi limba de la vorbit mai mult decât să o poți înfrâna de la mâncare. Fă probă cu mâncarea, nu cu ispita. Și vei vedea că postind, ai biruință. Taci, ferește-te și luptă-te. Cere ajutor și Domnul să vă dea biruință. Încât niciun păcat să nu stăpânească peste dumneavoastră. Că vă înfășoară. Pentru asta trebuie să vă luptați ambițiile terminate, firea pământească. Cineva a întrebat pe un frate și a zis, auzi, cum pot să știu când sunt un om lepădat de mine însumi? A zis, simplu, când te laudă cineva să nu te umfli și când te critică să nu te dezumfli. Fă-ți probă, când se vor găsi oameni care să te laude.
Și chiar dacă nu le spui lor, să spui în sinea ta, știi, lăudați. Pe cine să lăudați, mă? Na, pe cine să lauzi? Ce avem și să nu fi primit? Și prin puterea noastră ne-am mântuit noi? Ce-i de lăudat la noi? N-am adus nimic în lume? Când ne-am născut, nu eram în stare să facem nimic. Și pe când murim, la fel de slăbănoși suntem. Ce avem de la noi? Iar dacă te critică cineva, auzi, faptul că ești copilul lui Dumnezeu trebuie să-ți dea liniște și pace de plină. Cum zice în Iacov, săracul să se laude cu înălțarea lui, iar bogatul cu zmerirea lui. Trecem mai departe. Un al patrulea principiu, enunțat în câteva versete, eu citesc doar pe scurt, versetul 7, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă, atenție, asta e Noul Testament, nu în Vechiul, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, și eu am numit asta școala de corecție a lui Dumnezeu, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Adică, dragii mei, facem recapitulare. Dacă nu dai piedicile la o parte, dacă nu știi cum să te comporți față de lume și dacă nu te lupți împotriva firii tale pământești care vrea să te subjuge, fiindcă Dumnezeu te iubește și tu nu te ții de pocăință cu adevărat, Dumnezeu își rezervă dreptul să te pedepsească. Și scrie și în 1 Corinteni 11 despre cei din Corint, zice, între voi sunt nu puțin neputincioși și bolnavi. Dar de ce? Au fost pedepsiți de Domnul. Eu nu știu la München cât sunteți pedepsiți de Domnul. În Corint erau mulți. Și Dumnezeu te poate pedepsi cu boală, cu lipsuri materiale, te poate da pe mâna oamenilor. Știți că David a avut 3 pedepse. Și nu întotdeauna Dumnezeu te lasă să alegi. Dumnezeu își rezervă dreptul să ne treacă prin școala de corecție. Eu cu soția, că suntem amândoi aici, am venit cu o cerere când ne-am căsătorit. Am învățat și noi de la alții mai bătrâni și am zis, Doamne, când vezi că greșim, amendează-ne, nu ne du la pușcărie. Și Dumnezeu de vreo 2 ori ne-a amendat. Nu neapărat pentru lucruri mari, am zice noi, alții nici nu consideră că-s greșel pentru ce am fost noi amendați. Țin minte că odată o amendă a fost 700 de euro. O pagubă. Și când Dumnezeu pedepsește pe cineva, ce crezi că poți să faci? Cine te smulge din mâna lui? Așa că, dragul meu, mai bine luptă-te tu cu păcatul, ca nu în urmă când Dumnezeu pune mâna pe nuia, că Domnul, ascultați ce spune versetul aici. 6. Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Și cine-i scutit de pedeapsă, scrie aici că nu-i copil al lui Dumnezeu. Evident, în caz că păcătuiește, nu ne pedepsește fără să păcătuim. Că cine bate pe copiii vecinului, nu? N-am o treabă cu ei. Dar eu vreau să-i disciplinez pe a mei, că vreau să scot copiii din ei. Dumnezeu, repet, își rezervă dreptul să ne pedepsească. Și atunci nu te mai poate scăpa nici comitetul, nici bărbatul, nici nevasta. Poți să sari în sus, că nu ajungi tu să rup procesul verbal din safe de la Dumnezeu să-l scoți. Că are Dumnezeu act de cojoc cu fiecăruia. Dar aici vă spun ceva. Ar fi mai bine să vă lăsați pedepsiți de cei din conducerea bisericii decât să vă pedepsească Dumnezeu. Într-o biserică, un păstor i-a spus unui tânăr, băi, dar ești cam neserios cu fetele. Nu-i frumos. Și ăsta îi spune la tatăl său. Și tatăl său și-a apărat băiatul, era singurul, prins moștenitor. Și la păstor, ce ai cu băiatul meu, măi? Ce l-au întrebat cu băieții tăi? Măi, în primul rând, eu sunt păstorul bisericii. Dacă băieții mei fac prostii, poți să-i sesizezi și tu. Să nu mai ai treabă cu el. N-au trecut decât câteva zile și pe băiatul ăsta, prâslea cel voinic, l-a oprit poliția, că avea 150 la oră. Să ia permisul. Și sună repede pe tatăl său
Și tatăl său sună pe păstor. Și frate, știu că tu te cunoști cu polițaie, nu vrei să pui o vorbă bună, că ia permisul. Și fratele zice, măi, nu trebuie să sună pe polițaie, numai sună-l tu și spune cum mi-ai spus mie. Ce treaba ai cu el, că e băiatul meu? Băi, dar cu poliția nu poți vorbi așa, mă, dar cu mine de ce ai vorbit? Dar cu Dumnezeu poți vorbi așa? Doamne, de ce m-ai lovit? Povestea fratele Romi Mocanu că era în spital, într-un salon și un patron supărat că e bolnav. Și Dumnezeu le programează așa, eu acum aveam o afacere pe rol, am trebuit să stau în spital. La un moment dat, așa, vorbim cu pacienții, dă ochii de mea lui și zice, și domnul pastor dumneata, ce zici? Și fratele zice, să lăsăm Scriptura, că zice mai bine. Citește Matei 14 cu cel care n-avea haină de nuntă, să încheie textul cuvintele, și omul acela a amuțit. Că n-o să ai tu ce să comentezi când pune mâna Dumnezeu pe nuia. Și o să-ți trimită proces verbal așa, faxat, direct la minte, prin e-mail îl sosește aici, știi? Și ți-aduce aminte de păcatele tale. Și nu trebuie să-ți mai spună nimeni nimic. Numai știi că o să stai acolo, când scrie în procesul acela verbal și nu te scoate nimeni. N-ar fi fost mai bine să postești tu înainte decât să te țină Dumnezeu cu aprobare de la nenea doctorul că n-ai voie să mănânci, că urmează să fii operat. N-ar fi fost mai bine să stai tu liniștit decât să te duci pe nu știu une, că te poate face Dumnezeu așa să stai pe pat. Numai că unii nu s-atenți la Dumnezeu numai când îi pune cu fața în sus. Atunci așa se poate vorbi cu ei. Dumnezeu poate comunica până umblă pe picioare, n-ai cu cine. Ba o treabă, ba comentează. Dar Dumnezeu te poate așeza pe pat și o să te uiți și tu în sus. Și tot e bine dacă e așa, că ar fi mai rău dacă ne-ar lăsa de capul nostru. Cam atât în raport cu noi înșine. Dar dați-mi voie, mai pe scurt, să mai spun trei lucruri. Că noi pe cale n-alergăm singuri. Suntem o adunare și frățietate. Ce datorie am eu față de frații mei care aleargă împreună cu mine? Știți cum s-a scuzat bietul Cain? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da, Cain a fost mai mare, trebuia să aibă grijă de fratele său. Tu ești păzitorul fratelui tău, a sorei tale. Suntem toți mădulare unii altora. Ce va zice mâna dreaptă atunci când mâna stângă e prinsă într-o menghilă? Da, ce am eu cu ea, că mie nu lipsește niciun deget, așa va zice? Dacă nu te aude cineva când strigi, o să și mâna dreaptă o să ridice în sus, o să reclame asistență, o să strigi din întreaga sfință. Da, zice 1 Corinteni 12, suntem un trup și fie că e vorba de bucurie, fie că de întristare, trebuie să le gustăm deopotrivă. Prima din cele trei, versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Și asta înseamnă să nu fii pricină de păcătuire. Mergi drept pe cale, fă pârtie bună, că altul e mai slab și vine după tine. Dar dacă tu nu te comporți frumos, altul care se uită la tine poate să meargă drept pe cale? Dar ca să mergi tu drept, trebuie să ai tu picioare bune. Întăriți dar mâinile și picioarele slăbănojit. Până se pocăiește bărbatul, trebuie să te aibă pe tine model. Până vor fi copiii născuți din nou, tata și mama, trebuie să croiască cale. Da? Până se vor pocăi și alții, noi suntem datori să fim niște modele. Spunea Domnul Hristos, vă citesc din Evanghelie după Luca, capitolul 17, de la versetul 1. Vai de acela prin care vine prilej de păcătuire. Și acum atenție. Ar fi mai de folos pentru el, asta a spus-o gura Mântuitorului, să-i se lege o piatră de moară de gât, și dacă veți cerceta în originalul grecesc, în vremea aceea erau două pietre de moară, una mare ce o învârteai numai cu asinul, și una mică ce o învârteai cu mâna, și aici e vorba de aia mare.
Adică dacă eu run mai zdravă și i-am legat de gât numai aia mică, poate scapă. Dar cu aia mare să fie aruncat în mare, adică să moară cu siguranță, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Vă dați seama ce vinovăție are cel prin care vine prilejul de păcătuire? Ar trebui condamnat la moarte. Iată cât de atenți ar trebui să fim. Zice Pavel în Corinteni 11, măi, voi când aduceți toți aici, că făceau mese de dragoste, de ce unul are friptură și altul o coajă de pâine? Și vrei să-l faci de rușine că nu are? Acum, cu mâncarea nu-i problemă, poate cu hainele. Pot să fie hainele o pricină de păcătuire pentru ceilalți? S-a pocăit la noi o judecătoare. Ea a fost foarte aranjată înainte. La un moment dat ne spunea că avea 130 ceva de perechi de sandale. Judecătoare, profesoară la universitate, cu doctoratul în drept. Când s-a pocăit și a simplificat enorm garderoba. Și spunea ea, m-am dus la o biserică și când am văzut cum umblă femeile acolo, am zis, măi, nu pot să renunț la garderobă, că rămân în urmă. S-a dus la altă biserică. Oare toate au condiții aici în Germania? Sau mai sunt și aici câte unul necăjit? Dacă vă îmbrăcați cu haine scumpe și nu sunteți evlavioase, sunteți pricină de păcătuire pentru alta să se bage și ea în bancă. Și cumpere și haine pe măsură, că ăștia cu moda nu vă slăbesc, nu? Dacă vă îmbrăcați necuvincios, cum e boala asta a culturii nudiste, sunteți pricină de păcătuire pentru bărbați, sau nu sunteți? Cum care sunteți măritate, trebuie să pricepeți ce vă spun eu, nu? Pe fetele mai iertăm, că ele nu știu cum gândesc bărbați. Era o fată care avea la poza de la mes o fotografie, un băiat o ținea așa de peste piept. Și zic, băi, dar dacă v-ați făcut poze așa, sigur că atunci când v-ați făcut poza nu a ținut mâinile așa să nu șifoneze bluza, că nu a fost cu vopsea pe degete. Voi vă mai îmbrățișați pe semne. Și da, frate, el a zis că nu, el nu are nicio ispită. Zic, înseamnă că nu-i sănătos, săracu. Păi, vedeți că și dumneavoastră zâmbiți și îmi dați dreptate că ce am spus, am spus un adevăr? Pentru că nu se poate. Și atunci, dacă o soră va spune, să fie pocăit, să nu se uite după noi. Bun, gata, facem un paravan pe aici. Și pe predicator îl vaccinăm bine și gata. E păcat. Cunosc cazul unei surori din Italia. Am fost în casa lor. Era geloasă. Se îmbrăca să nu întreacă niciuna, nu cumva să fie alta mai fisticie decât ea și bărbatul să o caute pe alta cu privire. Și de aici certuri. Într-o joi seara se duce la păstor, se mărturisește. Vineri dimineața era acasă, bărbatul la lucru, apare în fața ei ca o înfățișare demonică și zice, de ce m-ai demascat? Eu sunt duhul de gelozie. Îți omoră bărbatul. Și a dă repede să strige, cum a fost ea învățată, sângele Domnului. Și rânjește demonul și zice, exact de 5 ani n-ai luat cina Domnului, ce mai vrei cu sângele Domnului? Avea evidență. Doamne, scapă-mă! Apare o imagine a unui înger bun, care zice, îmbracă-te! Și ia pe ea ceva și zice, auzi, dacă nu vei veghea, amenințarea lui se va împlini. La care zice, Doamne, mă pocăiesc! Și printre altele zice, tu ești pricină de păcătuire pentru bărbați. Și eu am amintit două imagini, cu ani în urmă. Ce știi când ai trecut prin fața unui local sau cerea acolo și niște bărbați ori spus următorul cuvânt? Păcatul lor ce-a fost notat ție. Și eu am amintit încă o scenă. Și exemplele pot să continue. Da?
Zice Apostolul Pavel, fiind vorba de pricină, vă citesc numai de Romani, capitolul 14, cât ar trebui noi să fim de atenți? Versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu fie nimic, știți ce e nimic? Care să fie pentru fratele meu o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Așa de mult trebuie să avem grijă de frați, să nu le jignim cujetul, să fim atenți, ca să ei se poată fie pocăiți. Spune tot aici, versetul 15, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, surorilor, bărbatul tău e mai firesc, să spune, sau nu-i pocăit, și tu știi că nu-i place o anumită mâncare. Și când trebuie ce ai mâncare și tu îi spui asta, și spui, da, nu ți-am spus să nu mai faci, dacă nu-ți vrea, nu mănânci. Și el apoi o să facă scandal, merge să uite la meci și spui, ești păgân, mergi în iad. Tu l-ai împins. Nici o mâncare nu trebuie să aducă jignire celuilalt. Nu-ți place? Nu mai fac, las de la mine. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Versetul 21. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, într-un anumit context spune el asta. Și acum, ce e general? Și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Tu poate vei spune, ai, mă uit așa la un meci odată și cu asta am terminat. Dar fratele tău care a fost microbist, când se uită din nou, toate vin în cap. Și el nu scapă cu un meci. El se lasă prins la tot campionatul. Și tu spui, pentru mine nu e asta o problemă. Da, s-ar putea tu să fii șofer bun și să-ți permiți să faci jaloane pe autostradă. Și eu săracul se ia după tine și în 2 km sunăm la 112. Că-i bai. Așadar, fii atent la ceilalți. Și Dumnezeu să vă ajute. Scrie aici în capitolul 15, nu mai insist, versetul 1. Cei tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Când eram tânără, purtam mustață. Am văzut că toți s-au piedicat în mustața mea. Gata, frate, o dăm jos. Am terminat cu ea. Ce mai atâta poveste. Dacă asta este o problemă care pe cineva deranjează, deși oamenii au purtat mustață, să zic, da, da, ca predicator, mie mi se cerea poate mai mult. Un aspect, altul, chestiuni care poate nu sunt păcat în sine, dar sunt o pricină pentru altul. Un al doilea lucru, revin la Evrei, capitolul 12. Acum vă rog să fiți atenți. Versetul 14. Urmăriți pacea și apare o mențiune cu toți și sfințirea. Și ce scrie în continuare e foarte important, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, adică tu nu ajungi la capăt dacă n-ai știut să le împletești pacea cu sfințirea și să fie în adunare o atmosferă frățească, dumnezeiască. Între lucrurile urâte de Domnul e și cel ce stârnește certuri între frați. Să-ți placă sfințenia, da, să-ți placă și pacea. Vorba aceea, să nu fii tot de oțet, că te scui pe toți din gură, dar nici tot de miere, că te mâncă muștele. Să știi să le împletești în mod armonios. Să știi să susții adevărul, să-l spui frumos, dar să-l spui, dar fără scandal, fără supărare. Nu înțelege el, mai spui o dată. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie? Lauda pe față, mustrarea pe ascuns, dacă chiar nu merge. Auzi, soră, auzi, frate, nu este bine. Nu-i frumos, nu place Domnului. Suntem datori să veghem, să se păstreze, repet, o atmosferă bună, dar în același timp să nu fie afectat adevărul. Da? Dumneavoastră așa procedați? Dacă stau câteva zile, poate că prind vreo idee. Când e vorba de cei dragi, așa e că avem tendința să-i acoperim. Ne înghite dragostea.
când e vorba de unul care ne-e mai antipatic, apoi așa știm noi să-i spunem adevărul. Un păstor la o ședință de comitet zice: am fost informat că cutare frate a păcătuit, trebuie să mergem să investigăm cazul, uite așa și așa. Unul zice, imediat să fie pedepsit, așa, așa. Altul a dat o sentință, altul altă, la care unul zice: greu frate, eu dacă eram ispitit cu asta nu știu cum scăpam. Și păstorul: tu vii cu mine. Mergem noi doi să analizăm, că ăștia alții au procesul verbal făcut dinainte, noi trebuie să analizăm cazul înainte. Apoi facem procesul verbal să vedem cum și ce se poate. Nu trebuie să mustri pe fratele tău numai când e supărat, asta e dovadă de slăbiciune. Mi s-a întâmplat odată, m-am dus într-o familie în urma unei evanghelizări și îl cunoșteam pe fratele de mult, sora ne-a servit și la urmă am spus: soră, acum dumneata m-ai primit, m-ai servit cu dragoste, m-ai făcut dator, am și eu o mustrare pentru dumitale. La un bine ce mi l-ai făcut, să-ți fac și eu un bine. Pentru că efectiv suntem datori, spune în Levitic 19, să nu urăști pe fratele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Eu cred că ce scrie în Matei 18, de la 17, de la 15 de fapt, și dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, să te duci să vorbești tu cu el, n-are voie să știe altul. Că afectezi relația de pace. Și spun și al treilea lucru și am încheiat. Spune aici în versetul 15, luați bine seama, ca nimeni, ți-ați reguli pentru toți frații și surorile din adunare, să nu se abate de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar pe rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați. Vegheați! Asta e pentru comitet sau pentru toți? Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a avut drept întinescut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să mai revină, n-a putut? Suntem datori ca oricine păcătuiește să mergem să vorbim. Asta vreau să vă spun din Matei 18:15. Acolo, în traducerea noastră, spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, eu, din ce am cercetat până acum, înclin să cred că în original ar spune altfel. Adică ar lipsi cuvântul împotriva ta. Și atunci ar suna astfel: dacă fratele tău a păcătuit, du-te și mustră-l. Asta este în concordanță și cu ceea ce scrie în Galateni, capitolul 6, unde spunea apostolul Pavel, versetul 2, purtați-vă sarcile unui altora. Și dacă vreun om ar cădea vreodată într-o greșeală, trebuie ridicat. Dacă auzi că un frate sau o soră a păcătuit, asta nu trebuie să te mai lasă să dormi liniștit. Sau dacă auzi că unul, sau dacă vezi că unul este căzut în șanț, spui că nu-i datoria ta? Și măgarul aproape lui tău, dacă era căzut sub povară, trebuia să-l ridici. Când un frate sau o soră a păcătuit, că de cei din conducere se ascund de regulă, trebuie să te duci să cercetezi cazul, să încerci să-l ajuți, să-l ridici, ca nu cumva vreunul lumesc cu vremea să ajungă chiar curvar și nu numai unul să moară, mulți să fie întinați. Răul trebuie eliminat din adunare până în fază incipientă, când a păcătuit unul, nu după ce s-a extins și 4, 5 sau 10. E mult mai greu de eliminat păcatul. Dar în privința asta avem toți datoria să veghem, chiar asupra celor din familie, să nu-l ascunzi, zice în Deuteronom, capitolul 13. Dacă nu poți tu rezolva, să mai chem încă pe unul. Nu puteți amândoi sau trei, vii cu el în fața bisericii. Și dacă am veghea așa, nu să povestim sau să clevetim că a păcătuit cineva sau ce ți-i cinste și te lauzi cu asta. Să mergem urgent și să rezolvăm problema. Ce bine ar fi! Sau când tu păcătuiești, cum ai vrea? Mă sună odată o soră, nu o cunosc nici în zi de azi cine a fost. Pune frate, azi am intrat pe una din sursele din internet a soțului meu și am aflat că ține legătura cu o femeie, cu o fată. Au schimbat niște vorbe amoroase, au făcut un schimb de fotografii.
sunt căsătorită nici de un an, sunt însărcinată. Când vine soțul de la serviciu, cum să mă comport? Și am spus, nu te apuca repede să-l mustri și fii atentă, nu cumva să-l spui la cineva. Încearcă să găsești un moment intim în care să spui, eu m-am dăruit ție, noi avem un jurământ împreună, noi suntem credincioși, eu vreau să-mi păstrez curăția, aș vrea familia mea să fie sfântă. Vezi cum reacționează și urmărește pe internet ce se întâmplă. Mă sună peste câteva zile și îmi zice, frate, și-a asistat comunicarea cu acea fată și a spus că îi pare rău și nu mai vrea să o caute niciodată. După 2 săptămâni s-a confesat soției lui și a spus, dragă, uite de ce am fost în stare. Mă poți ierta? Și când m-a sunat femeia aceea și mi-a zis, frate, l-am iertat, că și dacă aș fi păcătuit eu, aș fi vrut să mă ajute cineva. M-am rugat intens și am postit zilele astea pentru el. Și familia s-a recuperat. Dar mi-e vine în minte un alt caz când un bărbat m-a sunat spunându-mi, femeia mea m-a trădat. Și mi-o dă pe ea la telefon, ea plângea și spunea, de luni de zile nu m-am o noapte liniștită, n-am mai putut să duc povara, a trebuit să mă confesez. Și îl ziceam, să o spun la neamul ei. Să nu o spui la nimeni, că dacă tu nu o poți uita repede și nu o poți ajuta, crezi că o să uite alții înaintea ta? Dacă am tratat păcatul în prima fază, așa după prescripția biblică, nu s-ar extinde și ar putea oamenii să fie corectați, că biserica nu-i muzeu de sfinți, e spital de păcătoși. Și fișele bolnavului trebuie să fie la doctor și asistente pe teren ca să poată fi oamenii tratați. Recapitulez și mă opresc aici. Vreți să alergăm cu stăruință spre rai? Atunci la o parte cu piedicile. Nu vă băgați de seamă ce strigă lumea de pe margine, ei nu pricep. Ce-o-s, domnul? Tată, iartă că ei nu știu ce fac. Atenție la fiara pământească, așa zic eu, la firea noastră. Fiara pământească, asta negată pe noi. Și dacă sunteți disciplinați de Domnul, plângeți și tăceți, că e bine. Avem Tată. Avem Tată care are nuia, că ne iubește. Dar să avem grijă că Tatăl nostru are familie mai mare. Și noi să mergem frumos ca frații noștri să nu rătăcească. Să fim modele. E bună predica, dar mai bună decât o predică, e un model. Apoi, să urmărim armonia din adunare. Ce înseamnă să urmărești sfințenia? Să ai o relație bună cu Dumnezeu. Ce înseamnă să urmărești pacea? Să fii prieten. Dar nu asta, în asta se cumpri toată legea și poruncile. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Împletește-le! Și în ultimul rând, atenție! Dacă am spus să te ferești tare mult de păcat în viața ta, fii atent, păzește-l și pe altul de păcat. Și afli că s-a întâmplat ceva urgent, alarmă! Da! Cum e în organism? A întrebat odată un copilaș, ce face sângele meu toată ziua și toată noaptea? Sângele are tare multă treabă. Printre altele știți că în sânge sunt globule albe, care patrulează prin tot organismul, să vadă dacă nu cumva undeva îi spar vreun gard, să intre hoțul. Dacă de cumva te-ai rănit, se întâmplă niște celule să fie afectate, știți ce fac celulele albe? Se dă alarma de aici, de la creier, și toate se pun în mișcare, se focalizează în locul acela și încă ceva. Organismul pornește o fabrică urgent de fabricare celule albe. După cât e nevoie ca rana aceea să fie vindecată. Oare noi un asemenea sistem avem? Dar nu o să spună cineva că e mai dotat sângele decât Duhul Sfânt în biserică. Să ne dea Dumnezeu harul să ne lăsăm călăuziți. Și niciunul să nu moară, că asta e voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu este să trăim în sfințenie. Doamne ajută-ne! Amin!